Ok, în dimineața asta era programat să vorbim despre de ce cred eu că Biblia este adevărată. Și aveam destule dovești științifice legate de lucrul ăsta, dar în timpul închinării Dumnezeu mi-a vorbit un lucru care e foarte serios azi. De așa aș vrea să vă rog pe fiecare dintre voi să vă găsiți un loc rapid. Aș vrea să vă chem pe fiecare dintre voi să fiți ochi și urechi la ceea ce am de zis în dimineața asta. Este o alertă în domeniul spiritual legat de biserica noastră. Vreau ca și Sfința lui Dumnezeu să tratăm acest lucru cu înțelepciune. Fiecare dintre voi care ați venit în dimineața asta în acest loc, vreau să știți, nu sunteți la voia întâmplării aici. Dumnezeu este Dumnezeu care guvernează peste biserica Lui. Dumnezeu care guvernează peste poporul Său. Și Dumnezeu a rânduit în mijlocul nostru oameni, eu sunt unul dintre ei, care au responsabilitatea de a veghea în domeniul spiritual asupra poporului lui Dumnezeu. Presbiteros, înseamnă unul care supraveghează în domeniul spiritual. Unul care veghează ca poporul lui Dumnezeu să umble în lucrurile lui Dumnezeu. Și în dimineața asta, în timp ce ne închinam, am simțit ceva în spiritul meu. Aceea cineva de aici a venit și a avut un cuvânt care a confirmat în inima mea că trebuie să schimb tot felul în care am gândit dimineața asta. Și să vă chem ca și adunare la pocăință. Unii o să învățați un mecanism al diavolului de a sta împotriva oamenilor. Alții o să realizați că înaintea tronului lui Dumnezeu, diavolul se poate înfățișa și să ceară în mod legal să vină împotriva ta. Este un lucru care a fost o alertă în spiritul meu legat de anumiți oameni care sunt în mijlocul nostru față de care diavolul are o cerință legală împotriva ta. Asta e o treabă serioasă. Pentru că atunci când diavolul are autoritate legală să stea împotrivă, diavolul are diferite căi pe care le poate folosi împotriva omului. Diavolul nu poate, mă auziți, nu poate să lucreze împotriva cuiva fără permisiune de la Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân, Dumnezeu este suveran, El este Domn. Și în cazul lui Iov, dacă vă aduceți aminte, diavolul merge și cere lui Dumnezeu. Îi cere lui Dumnezeu permisiune ca să lucreze împotriva lui Iov. Diavolul nu este stăpân, nu este suveran. Dumnezeu este stăpân și suveran. Dar diavolul poate să lucreze în așa fel încât să te prindă în lucruri, ca apoi să vină împotriva ta. Și Dumnezeu, cu toate că empatizează cu tine și este prietenul tău, este Cel care te iubește și este Cel care își găsește plăcerea în tine, să nu poată să facă nimic altceva decât să te întărească prin suferință sau prin lucruri. Și vreau să învățăm în dimineața asta principiul ăsta, dar mai mult decât învățarea unui principiu, vreau să ne cercetăm profund inimile. Pentru că vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu să-i cerem îndurare. Dacă Dumnezeu este stăpân și este un tron de har, la tronul de har, Sfinții poate să capete îndurare. Înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă am făcut lucruri care ne pot incrimina, Dumnezeu poate să schimbe toate lucrurile și să dea îndurare acolo unde omul merită judecată. Dumnezeu poate să facă acest lucru, pentru că este un Dumnezeu în esență îndurător, plin de bunătate și plin de dragoste. Ascultă-mă, pentru lucrurile astea trebuie să ne oprim, să recunoaștem unde suntem și să mergem înaintea Lui să spunem, Doamne, schimbă Tu lucrurile. Mândria este lucru care
te pune în opoziție cu Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna a stat împotriva mândriei. În ultimele 3 săptămâni, și dacă ați observat, dar în 2 din 3 mesaje am vorbit puțin legat de mândrie și de felul în care mândria acționează împotriva noastră. Și mândria este lucru care îl determină pe Dumnezeu să schimbe lucrurile din pricina faptului că în mândrie omul are tendința să fure gloria lui Dumnezeu și Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Cu nimeni. El este singurul vrednic să primească slava. Toată slava trebuie să fie a Lui, pentru că El este Dumnezeu. Și El lucrează pentru slava Lui, pentru onoarea Lui, pentru că numele Lui este mare. Ca să putem să detectăm mândria din inimile noastre, v-am spus cu ceva vreme în urmă, că Dumnezeu folosește diferite pârghii, diferite lucruri prin care te conștientizează ce este în inima ta. Vă aduceți aminte? Lucruri ca și respingerea, tratamentul necorespunzător al celor din jur, vorbirea de rău, un coleg din ăsta acid, enervant, care te scoate din sărite, poate să fie vehiculul lui Dumnezeu ca să scoate la iveală lucruri care sunt profunde în ființa ta. Scumpilor, toți oamenii au avut parte de respingere, vorbire de rău și de un tratament necorespunzător, pentru că toate lucrurile astea sunt efectul păcatului care a intrat în lume. Niciun om n-a fost evitat de lucrurile astea. Toți am avut parte de respingere. N-are rău să vă întreb să ridicați mâna sus, că știu asta. Toți am avut parte de tratament necorespunzător de cei din jurul nostru, de vorbire de rău, de lucruri de genul ăsta, pentru că asta e tendința naturală oricărui om să facă aceste lucruri și niciun om nu scapă. Dar felul în care răspundem la aceste lucruri arată ce este în inima și în viața noastră. Iacov vine și spune, fraților, să socotiți ca și o mare bucurie atunci când treceți prin felurite încercări. Pentru că feluritele astea încercări pot să clădească în voi ceva duhovnicesc, ceva dumnezeesc. Feluritele încercări pot să zidească în ființele noastre ceva sfânt, ceva curat. De aceea Dumnezeu se folosește de lucruri de astea ca și suferința, ok? Cineva care stă în coasta ta așa, mă înțelegi? Ca un ghimpe în coastă. Unul care atunci când își deschide gura și ești acolo, te face de cel mai sensibil nerv din tălpile tale, îi strâni dintr-o dată. El poate folosi lucrurile alea ca să te schimbe pe tine și poate tu nici nu ți-ai dat seama legat de lucrul ăsta. Eu vreau să știți că Dumnezeu nu se va opri până când tu nu te schimbi. Noi vrem să se schimbe toți cei din jurul nostru să fie ca și noi. Vreau să știți că Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu vrea să te schimbe pe tine și va folosi oameni în jurul tău prin care te schimbă. Dragilor, asta e ideea de comunitate. Dacă ați crezut că la Biserica Lumină o să fie numai oameni ăștia sfinți și apostoli și oameni care toată ziua o să zâmbească, să te ia în brațe și să te iubească la nesfârșit, vreau să știți că nu este nicio biserică în lumea asta care să fie așa. În toate bisericile din lumea asta, Dumnezeu lasă oameni care să te șlefuiască, să te schimbe și oamenii ăștia sunt chiar vehiculul pe care Dumnezeu îl folosește pentru transformarea noastră. No, acum, te-ai așteptat ca la un necredincios, ok, să se comporte așa mai nașpa cu tine, să fie așa mai șmirgăl în viața ta. Dar vreau să vă spun lucrul ăsta, că cu cât te maturizezi mai mult în lucrurile spirituale, cu atât cei mai apropiați ai tăi, chiar frații și surorile tale, chiar cei din familia ta, o să se comporte cu tine într-un mod necorespunzător și asta e un semn al maturității, că poți să duci mai mult decât de la ăia necredincioși care când te uiți la ei, da mă, nu cunoaște pe Domnul, așa se comportă, e ok. Dar vă spun, cu cât te maturizezi, o să vină împotriva ta cei mai apropiați ai tăi. Și Dumnezeu îi va folosi și pe ei să te schimbe pe tine. Dar felul în care răspunzi la lucrurile astea arată locul în care ești.
Pentru că v-am spus, tratamentul necorespunzător, vorbirea de rău, respingerea din partea celorlalți, sunt vehiculul pe care Dumnezeu îl folosește ca să scoată la iveală inamicul numărul unu al sufletelor noastre. Iar inamicul numărul unu al sufletelor noastre este mândria. Vezi, mândria e atât de bine ascunsă ființele noastre, încât nu iese la iveală decât atunci când apele se tulbură. M-auziți? Mândria iese la iveală atunci când apele se tulbură. În contexte și în circumstanțe dificile, de aceea, trebuie să înveți și să fii înțelept și spun, Doamne, fă să ne crească o măsea de minte în spirit azi. Să înțelegem că atunci când trecem prin felurite încercări sau sunt oameni care ne stau împotrivă, Dumnezeu ne testează să vadă cum răspundem. Pentru că dacă răspunzi în smerenie atunci când se întâmplă lucrurile astea, vreau să știu un lucru, urmează o promovare pentru tine în domeniul spiritual. Dar dacă ori de câte ori cineva stă împotrivă, tu răspunzi la fel, vreau să știi că acolo este mândrie și aroganță în ființa ta lăuntrică și Dumnezeu vrea să schimbe treaba asta. M-auziți? Dragilor, dacă la fiecare vorbire de rău altuia, tu vorbești mai mult, dacă la fiecare argument încerci să-ți cauți dreptatea tot timpul, astea sunt semne că mândria locuiește în sufletul tău. Am spus lucrul ăsta și vi repet, este mult mai important să fii liber decât să ai dreptate. De multe ori ne luptăm pentru a avea dreptate cu prețul libertății noastre. Pentru că, ascultați care e mecanismul, atunci când ești tratat necorespunzător, când cineva te vorbește de rău, ai tendința să te justifici, să te îndreptățești, să arezi că este nedrept ceea ce ți se întâmplă ție. Și când faci lucrurile astea, cazi în capcana celui rău. L-ați văzut pe Iisus să stea și să argumenteze cu Sanhedrinul despre dacă îi sau nu îi Fiul lui Dumnezeu? Da sau nu? L-ați văzut pe cruce când oamenii strigau, îl scupau, bajocoreau și ziceau, dă-te jos de pe cruce, arată-ne cine ești. Să se dea jos de pe cruce? Ar fi fost grav pentru toată istoria. L-ați văzut pe Iisus atunci când stă înaintea lui Pilat și Pilat vine și zice, eu am putere să fac ce vreau cu tine. Așa, în aroganță, zice Pilat. Și Iisus se uită în ochiul lui și spune, tu nu ai mai multă putere decât ți-a dat Tatăl meu. Și aș putea să chem vreo 12 legiuni de îngeri. N-avea nevoie de 12 legiuni de îngeri, Iisus. Dar cam atâția erau aliniați în momentul respectiv să intervină în istorie. Dacă Iisus ar fi spus atunci, hei, tată, planul B, terminăm istoria, creăm altceva după chipul și semnarea noastră, ăștia sunt mult prea aroganți, mult prea mândri, ăștia au impresia că m-au pe mine ca și Dumnezeu la mâna lor, ăștia nu au văzut prea bine că eu am înviat morți, că atunci când au venit cu bâte și cu ciomege și cu 600 de oameni să mă prindă, am spus numai eu sunt, pentru că m-au întrebat, cine este Iisus dintre voi? Când a zis eu sunt, toți 600 au căzut la pământ. Vă aduceți aminte de treaba asta? Și-au uitat de momentele astea, în aroganța lor. Dar totuși Iisus în smerenia lui își supune puterea pe care o are pentru o cauză mai înaltă a dragostei pentru noi. Dragostea a biruit atunci, să știți, dragostea a biruit atunci când Pilat l-a strânit pe Iisus. Dragostea a biruit atunci când oamenii sculpau, bagiocoreau și ziceau, dă-te jos de pe cruce. Dragostea a biruit în acele momente și Dumnezeul smerit, care biruiește prin smerenia lui, a câștigat. No, acum, lucrul ăsta trebuie să fie valabil și la noi. Și dragilor, atunci când se dezlănțuie iadul împotriva ta, nu dezlănțui și tu un iad în tine. Și mai degrabă, așteaptă smerit intervenția lui Dumnezeu. Pentru că El întotdeauna va interveni pentru cei ce sunt smeriți. El a spus asta, a promis asta, o va face. Dar crede-mă, când începi să pac-pac în aroganță, îl ai pe Dumnezeu împotrivă. Este un lucru greșit. De-aia învață mai degrabă să ai un spirit învățabil
Cum ar fi să ai un spirit învățabil? Un spirit învățabil înseamnă să fii de acord că tu nu le știi pe toate. Vă aduceți aminte cam cât știm noi, săptămâna trecută vorbeam, cam cât știu cei mai deștepți oameni din istorie. Tu n-ai cum să le știi pe toate. Dacă cei mai înțelepți și inteligenți oameni știu maxim 2% și noi cu indulgență le-am dat 2%, tu nu ai cum să le știi pe toate. Și atunci e bine să dezvolți, să cultivi un spirit învățabil. Învață să fii slujitorul celorlalți. Vă spun că unul dintre metodele cele mai eficiente de smerenie și de smerirea ta este să mergi să slujești pe alții. Fără să te uiți că, Doamne, mă vezi că îi slujesc. Că sunt și din ăia, mulți, care slujesc ca să fie văzuți. Nu vă pun să ridicați mâna. Dar sunt convins că mulți dintre voi și eu am slujit ca să fiu văzut de alții. Dar ar da bine ca să fie și pastorul la mutare de scaune. Sigur, da, Doamne, mă duc. Fac poză acolo toți. Băieți, sunt cu 5 scaune azi. Ha? De-abia pot să duc 3, dar e ok. Și acolo poate să fie mândrie. Vă aduc aminte de episodul ăsta și în asta e ceea ce vreau să ne uităm. Vă aduceți aminte unul dintre cele mai importante momente din istorie. Domnul Iisus le spune ucenicilor că este timpul să meargă la cruce să plătească pentru păcatele oamenilor. Și când aud apostolii, se iscă în mijlocul lor o ceartă de vorbe. Cine e cel mai mare? Și fiecare, credeți-mă, cred că au avut argumentele lor. Și s-au certat unii cu alții și Iisus era în mijlocul lor. Cum ar fi să te cerți și Iisus să fie în mijlocul tău? Dar s-au făcut, s-au certat. S-au certat unii cu alții, cine e cel mai mare? Și Iisus le ține un discurs. Le zice, băi băieți, în împărăția mea lucrurile stau total diferit de cum vedeți voi lucrurile. Voi sunteți atât de infestați de gândirea acestei lumi, a stat cu mine 3 ani de zile și nu m-ați văzut pe mine vreodată să încerc să mă înalț în mijlocul vostru. Chiar v-am dat vouă autoritate, chiar v-am dat vouă putere ca să mergeți, să scoateți voi drag, să înviați voi oameni morți. Nu am făcut lucrurile astea pentru faima mea, ci am împărțit cu voi toate lucrurile. Și spune, în împărăția mea, în împărția tatălui meu, cine slujește devine mare. Ce ați văzut voi în împărăția acestei lumi este ceva demonic, este ceva rău. Ați văzut pe oameni care au autoritate și își folosește și abuzează de autoritatea lor ca să abuzeze pe alții, să le facă rău altora. Ați văzut pe președinți că ei conduc și îi sunt mai mari dacă au mai mulți slujitori. Dar în împărăția mea, cine este slujitorul tuturor este mare. Și le vorbește lucrul ăsta, ok? Principiul împărăției lui Dumnezeu. La fel cum vă vorbesc eu azi. Principiul împărăției lui Dumnezeu. Vrei să fii mare în împărăția lui Dumnezeu? Vrei să umbli în autoritatea lui Dumnezeu? Vrei să umbli în favorul lui Dumnezeu? Vrei să umbli în lucrări supranaturale? Vrei să faci ceea ce nimeni n-a făcut până acum? Trebuie să umbli în acest loc al slujirii, al smereniei, slujindu-i pe cei din jur. E foarte ciudat că Biblia spune că au continuat să se certe și la masă, la cina Domnului. Iisus merge, Dumnezeu din Dumnezeu, rabinul în mijlocul lor. Scumpilor, în societatea evrească, rabinul trebuia slujit tot timpul. El era cel mai mare. Toți talmidimii, ucenicii, trebuiau să slujească pe el. Iisus se dezbracă de haina lui, le spară picioarele și le spune, băieți, dacă faceți lucrul ăsta unul față de alții, o să rupeți puterea mândriei de peste viața voastră. Și începe și slujește. Și ajunge la personajul, nostru din dimineața asta. Petrică, Petru a nostru. Când ajunge la Petru, Petru zice, nu, Doamne, cum să îmi speli tu mie picioarele? Vezi, poți să faci treburi de astea și în mândrie. Știți? Cum să-mi speli tu mie picioarele? Tu ești rabinul, Doamne. Dar până atunci a avut el, ligheanul, putea să ia, dar nu a făcut asta. Dar când ajunge la el, zice, dar Doamne, cum să faci tu pentru mine, Doamne?
Tu, rabinul, să-mi speli mie picioarele și spune, Petre, crede-mă, ai nevoie de lucrul ăsta. Nici să primești slujire nu știi. Știți că în mândria noastră ne greu să fim slujiți de alții. Da? Auziți? Atunci când se face, se produce un blocaj în inima ta când altul vrea să te slujească, vreau să știi că nu-i bine. Când cineva vrea să spele picioarele și tu te consideri, bă, cum să spele mie asta picioarele? Nu-i bine. Când cineva vrea să te ajute, să-ți facă un bine și te uiți, bă, dar cum să-mi faci tu mie un bine? Ții minte acum câțiva ani. Am un mentor, un om al lui Dumnezeu care locuiește în Statele Unite. Încă majoritatea dintre voi nu l-ați cunoscut niciodată, dar omul acesta a fost omul pe care Dumnezeu l-a folosit ca să schimbe mult în viața mea. Și în urmă cu vreo 5-6 ani a venit în casa mea. Omul acesta a renunțat pentru lucrarea lui Dumnezeu la poziții, la lucruri și era într-un context în care era într-un loc al smereniei din punct de vedere financiar. Și era zdrobit în inima lui și mi-a zis, Claudius, niciodată nu s-a întâmplat în toți anii aceștia să nu-mi sărbătoresc împreună cu soția mea. Împreună cu soția mea. Să nu sărbătoresc aniversarea noastră. Și eu spun și simplu că mă întorc acum în Statele Unite, nu am niciun ban pentru asta. Și l-am întrebat, cât costă lucrul ăsta? Și mi-a zis, costă $500. $500 erau exact banii pe care eu și Naomi am pus deoparte. Și m-am dus la Naomi și am vorbit cu Naomi. Și sper că nu luați asta ca nu știu ce, că nu despre asta e vorba, chiar deloc. Dar m-am dus înaintea lui și când am pus banii în mână, prima dată a refuzat ea. Și am spus, fratelo, chiar dacă ești american, și americanii pot să primească de la români. Și am spus, știu că e un act al smereniei pentru tine să iei bani de la un român, când atâția ani m-ai binecuvântat financiar. Dar asta e ceea ce Dumnezeu a pus pe inima mea și tu trebuie să primești. Și credeți-mă, eu știu lucrul ăsta. Dragostea lui Dumnezeu este mai mare decât 1 milion de predici explicate despre dragoste. Dar nu o poți primi decât în smerenie. Dumnezeu este tot timpul acolo să te iubească, să-ți arate favor, să-ți arate îndurare, să-ți arate bunătate, dar tu poți să fii într-un loc în care El îți vorbește și spune neîncetat același lucru și tu să nu primești din pricina mândriei din ființa ta lăuntrică. Asta ce se întâmplă cu Petru. Ăsta e primul flash, că Petru nu era ok lăuntric. Bun? Se ceartă ăștia unii cu alții, Iisus le spală picioarele și pe aceea Iisus vorbește despre o frază care am vorbit-o luni la tineret, a care vreau să o subliniați în Bibliile voastre. Iisus se uită la ei care se certaseră în mândria lor. Ei s-au certat din cauza mândriei, vreau să fie cei mai mari în Împărăția lui Dumnezeu și Iisus le spune soluția și niciunul dintre ei nu vor soluția. O, vreți să fiți mari? Ligianul și prosopul. E, nu, Doamne, alte treburi sunt aici. Și ce le spune Iisus? Iisus se uită în ochii lui Simon, care a refuzat să fie spălat la picioare de el. Se uită în ochii lui Simon și spune, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Satan v-a cerut. Așa spune în Biblia mea, așa spune și în Biblia ta. Dacă scriești pe ecran, e mult mai bine. Dar Satan v-a cerut. Asta înseamnă că Satan s-a dus în fața celui care are autoritate înaintea lui Dumnezeu și a spus, băieții ăștia au mândrie în inima lor. În mod legal, lasă-mă puțin să îi lucrez. V-a cerut să vă cearnă ca grâul. Și apoi Iisus spune mai departe, dar eu m-am rugat pentru tine, Simone, ca să nu ți se piardă credința ta.
Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Luca 22, 31. M-auziți? După ce te vei întoarce la Dumnezeu, asta înseamnă că Iisus știa că Petru o să cadă din cauza mândriei lui. Spune, Satan v-a cerut să vă cearnă. A cerut drept, autoritate legală înainte lui Dumnezeu să vă facă rău. Și Iisus spune, eu m-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credința în momentele alea, iar după ce te vei întoarce la Dumnezeu din căderea ta, să întărești pe frații tăi. Acum înțelegeți că... Oh, de fapt, mi-am uitat să vă zic răspunsul lui Petru la fraza asta. Știți răspunsul lui Petru la fraza asta? Doamne, i-a zis Petru, păi cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. E foarte smerit, Petru, după ce aude fraza asta. Satan v-a cerut să vă cearnă. În loc să zică, Doamne Iisuse, te rog, ai milă. Intervino pentru mine. Zice, cum, Doamne, eu scos sabia și rup pe toți în jurul meu. Și aceea răspunsul lui Iisus. Adevărat, adevărat te spun, că nu o să ajungă cocoșul să cânte de 3 ori și o să te juri pe tine, pe familia ta, pe neamul tău și pe tot ce ești tu, că nu m-ai cunoscut niciodată. Pentru că atunci când mândria este în inima ta, ești capabil să faci lucruri de care tu nu-ți imaginezi că ești capabil. Inima noastră este deznădăjduit de rea. Inima ta este ceva ce tu nu cunoști nici azi. Auziți? Oricât de mult ți-ai explorat inima, tu azi nu-ți cunoști inima. Dacă ar veni niște circumstanțe dificile în viața ta, îți spun că tu nu-ți cunoști inima. Întotdeauna stau și mă gândesc și vă spun, ăsta e un gând care mă frământă și stau și mă gândesc dacă s-ar întâmpla într-o zi să merg pe stradă și cineva să-mi pună pistolul la tâmplă și să spună, dacă nu te lepezi de Hristos, bye-bye viața ta. Și m-ar lăsa așa să mă gândesc, că dacă trage direct pe trăgaș și n-am timp să mă gândesc, e ok. Dar dacă sta să mă gândesc ce implică treaba asta, sincer să fiu, nu știu ce răspuns ar da inima mea. Oh, da, aș putea să vă zic azi aici că eu pentru Domnul, frate, sunt păstor, cum să nu-mi dau eu viață? Nu, vă spun clar azi. Nu știu ce ar spune inima mea. Ea înseamnă că am nevoie de smerenie și de umilință și de umblare cu Dumnezeu în mod autentic și real. Ca să nu fiu cocoș mare pe aici prin față și când se întâmplă ceva, să fie exact ce n-ați văzut niciodată în Claudius Sămărtânian. Pentru că, dragilor, atunci când oamenii trec prin adevărate circumstanțe și situații dificile, acolo se vede adevăratul caracter, acolo se vede adevărata trăire, acolo se vede adevărata măsură și măreția unui om. M-ați auzit? Adevărata măreție și măsura unui om nu se vede când suntem la închinare și totul e hype, nu. Adevărata măsură și mărăția unui om se vede când trece prin situații dificile legate de felul în care răspunde. Se va supune lui Dumnezeu, va accepta ajutorul lui Dumnezeu, va accepta că are nevoie de Dumnezeu, va accepta că Dumnezeu este soluția, va accepta să umble cu Dumnezeu sau va umbla pe calea lui. Și dacă vă aduceți aminte în viața lui Petru, urmează acel episod. Iisus este prins... Super. Durează un minut. Iisus este prins și este dus la judecată. Și Petru vrea să fie aproape, să știe ce se întâmplă. Și merge și se apropie acolo, în curtea marelui preot. Și erau acolo la foc, mai mulți. Și o slujnică, o tânără, se uită la Petru și zice, mă, parcă pe tine te cunosc. Tu parcă ai umblat cu el. Și vorba te dă de gol. Mă jur pe cea mai scump. Și o jura și o înjurat, Petru, că nu l-a cunoscut pe Iisus. Și după aceea, a venit condamnarea peste Petru.
o condamnare din aia puternică, care l-a făcut să renunțe la visul pe care Dumnezeu l-a pus în viața lui. Știți că Petru a renunțat pentru o bucățică mică de vreme la visul care Dumnezeu l-a pus în viața lui, să fie pescar de oameni. S-a întors înapoi și a spus, bă, băieți, Iisus a murit, eu mă duc să pescuiesc. Mă lasă treaba asta. Ăla care a experimentat puterea, măreția, vindecarea, învierea, lucrarea supranaturală, care a umblat cu Iisus, vine și spune, renunț la lucrul ăsta, din cauza căderii, din locul respectiv. Căderea a fost atât de mare în viața lui, diavolul a folosit lucrul ăsta atât de puternic împotriva lui, încât a fost gata să renunțe la visul lui Dumnezeu pentru el și pentru viața lui. Deci, cum de asta vreau să vă fac conștienți, să învățați și să înțelegeți, să nu-i dăm prilej diavolului. E mult mai înțelept să nu-i dai prilej diavolului. Fii înțelept, smerește-te sub mâna tare a lui Dumnezeu și nu da prilej diavolului. Pentru că diavolul niciodată nu o să fie blând cu tine. Niciodată nu o să se comporte cu compasiune. Niciodată nu o să renunțe la dreptul lui de a face rău. De aceea cel mai înțelept lucru este să nu dăm prilej diavolului. Nu da prilej diavolului. Poți să spui inimii tale, nu da prilej diavolului. Nu da prilej diavolului, pentru că diavolul vine împotriva oricărui om să distrugă, să facă rău. Și mulți oameni și-au pierdut destinul din cauza lucrurile astea, mulți oameni și-au pierdut lucrarea din cauza lucrurile astea, mulți oameni au pierdut veșnicia din cauza lucrurile astea, mulți oameni n-au înțeles că suntem într-un război care se dă și războiul se dă legat de sufletele noastre și că înțelepciunea este să nu dai prilej diavolului să vină împotriva ta. Pentru că ori de câte ori va avea ocazia, va merge înaintea lui Dumnezeu și va spune, hei, vreau să cer din partea ta, în mod legal, din cauza păcatului, din cauza mândriei, vreau să cer în mod legal ca să-mi dea autoritate să vin împotriva lui. Și eu cred că astea sunt cele mai dureroase lucruri pentru Dumnezeu. Să te lase în mâna celui rău. Dragilor, lucrurile în lumea spirituală funcționează după niște principii spirituale clare. Și Dumnezeu s-a legat, cu toate că este Dumnezeul care iubește cu pasiune, cum nu te-a iubit niciodată nimeni în lumea asta, El uneori trebuie să îngăde lucruri cu care El nu este de acord, dar care nu le poate viola din pricina faptului că El este curat, pur și sfânt. Și vă spun că unul dintre cele mai groaznice lucruri este să se lase pe copiii Lui la îndemâna celui rău. Și să nu poată să facă altceva decât să mijlocească. Interesant lucrurile astea. Îs grele de înțeles. Dar să mijlocească ca să nu ți se piardă credința. Ca în liberul arbitru care Dumnezeu ți l-a dat ție, să ai înțelepciunea aia încât să nu renunți la Dumnezeu și la planul Lui și la ceea ce Dumnezeu are pentru viața ta. Domnul să se roage pentru tine și să fii la chestia aia care Dumnezeu ți-a lăsat în libertatea Lui, liberul tău arbitru, să-L alegi pe Dumnezeu. Nu știu dacă înțelegeți ce poate să simtă Dumnezeu atunci când trebuie să-și lase unul dintre fiii Lui sau fiicele Lui să fie hărțuite de ce e rău. Ascultă-mă, dacă Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu ne iubește atât de mult încât L-a dat pe Fiul Său să moară, vă spun că asta este dureros pentru Dumnezeu. Este dureros pentru Dumnezeu. A, da, Dumnezeu este atotputernic, dar își limitează puterea Lui și lasă chiar pe cei rău să-și desfășoare planurile și acțiunile Lui într-un context în care noi alegem greșit. De asta vă spun în dimineața asta, este o alertă în prezența lui Dumnezeu. Legat de unii dintre noi, care atunci când Dumnezeu îngăduie lucruri, ții minte oamenii ăia, vecinii ăia, frații ăia, colegii ăia, care tot timpul te zgândere, care tot timpul au un argument. Dacă tu ești mai sfătos ca ei, e grav. Dacă tot timpul cauți dreptatea ta, e grav. Dacă tot timpul în casa ta, în familia ta, peste tot, tu trebuie să ai dreptate, e grav. E grav.
Astea sunt vehicule pe care Dumnezeu le folosește ca să expună mândria. M-auziți? Să expună mândria. Ca apoi, tu să zdrobești lucrul ăla. E acțiunea noastră de a ne smeri. Am zis lucrul ăsta, Biblia spune, îmbrăcați-vă în smerenie. Știți, nu? Îmbrăcați-vă cu o inimă smerită, plină de bunătate. Vreau să știți că smerenia nu este o haină cu care dormi noaptea și te trezești dimineața. Ar fi super tare. Nu. Smerenia este o haină pe care trebuie să o îmbraci dimineața. M-auziți? Nu e o haină cu care dormi, nu e o haină cu care umbli, ci o haină pe care o iei pe tine în fiecare zi. Nu știu dacă ați învățat să vă îmbrăcați dimineața spiritual, dar e bine să înveți. E bine să înveți, să spui, Doamne, în dimineața asta, dă-mi, te rog, o inimă plină de bunătate și de smerenie. La servici, Doamne, față de Grigore, care știu că va veni la servici și iarăși va vedea că nu-mi stă părul bine sau că nu știu eu ce, că am nasul mare. Vreau să mă îmbrac cu bunătate față de el azi. Cu smerenie. Vreau să-l las să vorbească cât are el de vorbit și la sfârșit să spun, te iubesc la fel de mult ca și înainte să-ți deschizi gura. Dă-mi putere să fac asta. Biblia spune, îmbrăcați-vă cu smerenie. Dragilor, smerenia este o haină pe care trebuie să o îmbraci în fiecare zi. Dă-mi putere să-l accept. Dă-mi putere să răspund cu bine atunci când îmi face rău. Dragilor, nu ia-l odată la tine, pe soțul meu sau pe soția mea. Nu ducă-se în pustie. Nu. Ci îmbracă-mă în smerenie. Îmbracă-mă în smerenie. Dacă tu ai lăsat, Doamne, contextul ăsta în viața mea, tu vrei să lucrezi ceva în inima mea. Și mă supun planurilor tale. Vreau să vă zic, eu știu ce vorbesc aici. Unii dintre voi aveți impresia că toți ceilalți au nevoie de schimbare. Noi avem nevoie de schimbare. Eu am nevoie de schimbare. În timp ce vorbesc aici, vă spun că Domnul mă conștientizează pe mine de păcatul meu. Sunt foarte onest cu voi. Aseară am avut un argument cu Naomi. Și sincer, până acum când am predicat, am crezut că eu am câștigat. Dar acum îmi dau seama că eu am pierdut. Soția mea nu a stat la argument cu mine aseară. Soția mea s-a dus și s-a culcat. Probabil, nu neapărat ok în inima ei. Și eu am crezut că, am câștigat argumentul meu. Până acum. Acum știu clar că am pierdut. Am pierdut. Și doar Dumnezeu poate să schimbe lucrul ăsta. Și vreau să vă spun, scumpilor, să nu dăm prilej celui rău, niciunul dintre noi. Să fim înțelepți. Dumnezeu ne dă înțelepciune divină. Și eu cred că Dumnezeu vrea pentru biserica asta să umblăm în înțelepciunea divină. Eu știu că cu cât creștem în har, cu atât trebuie să fim mai vigilenți în lucrurile spirituale. Cu atât trebuie să fim mai atenți în vorbirea noastră. Cu atât trebuie să fim mai atenți cum ne comportăm. Cu atât trebuie să fim mai atenți cum umblăm. Cu cât Dumnezeu ne crește în har, cu cât Dumnezeu ne dă mai multă autoritate, cu cât Dumnezeu ne dă mai mult favor. Și dragi, dacă voi nu vedeți favorul Dumnezeu peste biserica asta, eu o văd. Cu cât creștem mai mult favor, mai multă binecuvântare, avem nevoie să mergem mai smeriți înaintea Lui. Și în dimineața asta vreau să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi poți să stai cu casa ta. Poți să stai cu tine însuți. Cu casa ta. Cu biserica aceasta. Să ne înfățișăm înaintea Lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ai milă de noi.
Doamne, dimineața asta vreau să rup haina aroganței de peste mine. Pasiunea asta și plăcerea de a avea tot timpul dreptate, care nu-i bună, vreau să o rup de peste mine. Dorința asta de a câștiga tot timpul, să o rup de peste mine. Să o rup de peste mine. Pentru că nu vreau să dau prilej diavolului să vină împotriva mea. Pentru că vreau să fiu folosit de tine. Pentru că vreau să umblu în dezamăgire și în descurajare. Pentru că vreau să pot experimenta dragostea ta. Pentru că vreau să pot să umblu în dragostea ta. Dragostea lui Dumnezeu este mai puternică decât 1.000.000 de predici explicate. Dar doar în smerenie poți să o primești. Dumnezeu ne iubește și găsește plăcerea în noi. Dumnezeu este plin de pasiune pentru biserica aceasta. El ne cântă când cântece de veselie, când cântece de jale. Și dragilor, să fim gata să-i răspundem. El spune poporului său, ți-am cântat cântece de jale și n-ai plâns. Ți-am cântat cântece de veselie și n-ai jucat. Și dacă lucrările alea care le-am făcut în mijlocul vostru se făceau în Sodoma și Gomora, Sodoma și Gomora, ar fi răspuns. Și vreau să spun azi că eu îmi doresc ca noi să fim o biserică care nu are inima împietrită. Ci oriceea ce Dumnezeu vorbește, noi să auzim, să ascultăm și să schimbăm în viețile noastre orice lucru e nevoie să schimbăm. Eu, fiecare dintre noi, chiar acum, haideți fiecare dintre noi să ne apropiem de tronul de har al lui Dumnezeu. Biblia spune de tronul de har al lui Dumnezeu. Este un tron de har de care tu te poți apropia azi. Toți avem acces la tronul de har al lui Dumnezeu. De aia se numește tron de har. Că toată lumea are acces la acest tron de har al lui Dumnezeu ca să cerem să căpătăm îndurare din partea Lui. Să căpătăm îndurare din partea Lui. Și în dimineața asta spun, nu lăsa pe diavolul să se ascundă în continuare în spatele scenei din viața ta. Ci smerește-te sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca El să te poată înălța la timpul potrivit de El. Și dacă ai detectat aroganță și mândrie și la tratamentul necorespunzător al altora, un tratament necorespunzător din partea ta, la abuzul altora, un abuz din partea ta, indiferent că e vorba de abuz fizic sau verbal. Pentru că poate mulți dintre noi nu suntem bătăuși cu pumnul, dar suntem bătăuși cu gura. Și ucidem în jurul nostru. Pe cei din casa noastră, din familia noastră. Doar întreabă-te, gura ta vorbește har? Vorbește îndurare? Vorbește zidire? Vorbește ridicare? Sau gura ta e pumnul de fier care pune pe toți jos în jurul tău? Fii înțelept azi și nu da prilej celui rău. Pentru că vreau să ne înfățișăm înaintea Stăpânului Universului și să cerem îndurare pentru casa aceasta, pentru biserica aceasta. Doamne, dă-ne harul Tău. Dă-ne îndurarea Ta. Doamne, vrem să ne dezbrăcăm de orice haină aroganței.
setea asta de a avea dreptate când nu este necesar. De vorbire de rău. Pismă. Invidie. Vrem să ne îmbrăcăm în îndurare, în bunătate, în dragoste, în smerenie. Doamne, mă înfățișez înaintea tronului Tău de har. Spun, ai milă și îndură-te. Și îndură-te. Pentru orice persoană față de care diavolul are un argument și un acces legal să lucreze împotrivă. Doamne, vreau să mă rog înainte Ta să întorci, să întorci planurile celui rău. Planurile celui rău pentru ocară, planurile celui rău pentru a ne descuraja, pentru a ne opri de a înainta pe cale. Planurile celui rău. Îndură-te de noi, Doamne, și în locul judecății, dă-ne har și dă-ne îndurare. Și fă ca mila la tronul Tău pentru Biserica Lumina azi. Mila și îndurarea să biruie judecata asta. Tu ai spus în cuvântul Tău că mila biruie judecata. Și astăzi îți cer, Doamne, arată-ți mila și îndurarea față de noi. Doamne, în timp ce ne mărturisim aroganța și în timp ce ne mărturisim neputințele și în timp ce ne mărturisim că uneori umbrăm în rătăcire pe căile noastre, în gândurile noastre. Doamne, vrem să zdrobim acele lucruri și vrem să umblăm în acord cu inima Ta, vrem să umblăm aproape de inima Ta, vrem să umblăm în dragostea Ta, vrem să umblăm în acord cu ceea ce Tu spui despre noi. Vrem să umblăm, Doamne, în acord cu cuvintele Tale, cu destinul Tău, cu planurile Tale pentru noi. Vrem să umblăm în acord cu ceea ce Tu ai rânduit pentru noi. Pentru că planurile Tale sunt bune, darurile Tale sunt bune, intențiile Tale sunt bune, inima Ta este bună pentru noi. Și abia îndrăznesc în dimineața asta înaintea Ta să spun, Doamne, desleagă-ne de orice lucrare a celui rău. Desleagă-ne de orice minciună a celui rău. Desleagă-ne de orice lucrare a celui rău împotriva noastră. Desleagă poporul Tău, Doamne, Dumnezeul meu. Vino, Doamne. Vino, Doamne. Vino și fă o lucrare nouă în inimile noastre. Vino, Doamne, și suflă speranță peste noi. Vino și suflă nădejde în ființele noastre. Vino și suflă viață peste inimile noastre, Doamne. Fă să fie o suflare dumnezeiască chiar acum azi aici, care alungă lucrările întunericului, planurile întunericului, schemele întunericului, tacticile întunericului, minciunile întunericului. Dă-ne o inimă supusă, Doamne, dă-ne o inimă zdrobită, Doamne. Dă-ne o inimă care umblă în acord cu Tine, Doamne, Dumnezeul meu. Și, Doamne, binecuvintează poporul Tău. Poporul Tău, fiii Tăi, fiicele Tale. Și frate, vreau să vă reamintesc în încheiere. Vreau să vă reamintesc cine este Domnul pentru sufletul fiecăruia dintre noi. Cine este El pentru mine, cine este El pentru fiecare dintre cei ce suntem azi aici. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi restaurează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău,
căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta împotriva dușmanilor mă mângâie pe mine. Tu mi-ntinzi masă în fața potrivnicilor mei și mi-ungi capul cu un de lemn. Și paharul meu este plin de dăpesel. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Domnul este bun cu noi. El și-a reînnoit azi bunătatea și îndurarea față de noi și, scumpilor, vreau să știți că parte din înnoirea bunătății și a îndurării lui Dumnezeu față de noi este și faptul că El ne vorbește ca să ne scape de cel rău. Și trăiesc și umblu cu nădejdea asta, că în dimineața asta, în timp ce ne-am înfățișat înaintea lui Dumnezeu, El a auzit glasul nostru și ne dă îndurarea Lui. Și mă rog ca Domnul să dea îndurarea Lui fiecăruia dintre noi și niciunul dintre noi să nu umblăm în aroganță și în mândrie. Pentru că vreau să știți, pe cei mai buni prieteni ai Lui Dumnezeu nu i-a cruțat când a umblat în mândrie. Petru a fost omul folosit de Dumnezeu. El a rostit predica în ziua cincizecimii și a fost stâlpul bisericii primare. Dar când a umblat în mândrie și în aroganță, David a fost omul după inima lui Dumnezeu. Poate cel mai intim prieten pe care Dumnezeu l-avea pe pământ în acea vreme. Dar când David s-a semețit și a numărat poporul, dragilor, dacă cei mai buni prieteni ai lui Dumnezeu, atunci când au umblat în mândrie, au avut parte de cădere. Vreau să spun doar, nu da prilej diavolului, ci dă-i prilej lui Dumnezeu prin smerenia ta să te înalțe. Dă-i prilej lui Dumnezeu prin smerenia ta să te înalțe. Dă-i prilej lui Dumnezeu prin atitudinea pe care tu o ai să te ridice, să-ți dea favor, să te copleșească cu bunătatea și cu îndurarea Lui. Să te copleșească cu bunătățile Lui. Dă-i prilej lui Dumnezeu prin smerenia ta. Pentru că vă spun, ori dăm prilej diavolului, ori dăm prilej lui Dumnezeu. Și putem să luăm o decizie să-i dăm prilej lui Dumnezeu în biserica asta. Să lucreze cu putere, să lucreze cu semne și minuni. Putem să-i dăm prilej lui Dumnezeu prin trăirea noastră, prin atitudinea noastră, prin umblarea noastră, prin smerenia noastră, prin dependența noastră de El, prin facerea de bine, printr-o umblare în bunătate, putem să-i dăm prilej lui Dumnezeu. Să aducă favorul Său peste orașul ăsta, peste națiunea asta, putem să-i dăm prilej lui Dumnezeu. Îți spun, ființele, dă-i prilej lui Dumnezeu să te binecuvinteze, cum n-ai fost niciodată binecuvântat de Domnul. Haleluia! Amin!